Victima este o femeie de 68 de ani. Ea a fost atacată de un bărbat cu cagulă în această dimineață în jurul orei 6, în timp ce mergea pe Bulevardul Republicii din Târgu Jiu. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, în timp ce se aflau în serviciu, în patrulare pe Bulevardul Republicii din municipiul Târgu Jiu, au surprins în flagrant o persoană de sex masculin cunoscută cu antecedente, care încerca să depozeze de o poșetă o doamnă în vârstă de 68 de ani. Aceștia au imobilizat individul, au apelat numărul de urgență 112 pentru a acorda îngrijirii medicale femeii respective. Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu în vederea audierii și ulterior a fost internat la secția psihiatrie. Cercetările sunt continuate de poliție sub supravegherea unității de parchet competente în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată. Femeia a făcut atac de panică și s-a lovit la șold când a fost atacată. Polițiștii locali au chemat ambulanța, iar pacienta este acum în stare stabilă la spital.